Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Piesa a trei generații, scrisă de Lucia Demetrius, a avut premiera în 1956 la Teatrul Bulandra, avându-i în distribuție pe mari actori Ștefan Ciubotărașu, Fori Eterli, Tanzi Cocea, Beat Fredanov, Marieta Rareș, Jul Cazaban, Leni Caller, Benedict Dabija, S-a jucat cu succes de-a lungul timpului în teatre din București și din țară, dar și în străinătate, la Riga, Letonia, la Teatro Nuovo din Torino, Italia și în Lituania. S-a tradus în cinci limbi, rusă, germană, maghiară, franceză și arabă. A fost adaptată pentru televiziune în trei versiuni, în 1971, 1981 și 1985 iar în 1989 compozitorul Sergiu Sarkizov a realizat opera în trei acte cu același titlu. În 1964 piesa a fost pusă în scenă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț în regia lui Lucian Giurghescu, personajele principale fiind interpretate de Iliana Stana Ionescu, Ionisie Vitcu, Candid Stoica. A doua montare de la Teatrul Bulandra a fost în 1974, cu alte nume mari ale teatrului românesc în distribuție, precum Ica Matache, Rodica Tapalagă, Tamara Buciuceanu Botez, Petre Gheorghiu, Dan Condurache. Regizorul Nae Cosmescu a realizat în 1981 o adaptare pentru televiziune a piesei, din distribuție făcând parte actorii Irina Răchițianu și Rianu, Valeria Seciu, Colea Răutu, Octavian Cotescu, Melania Cârje, Rodica Negrea. În aprilie 2015 a avut loc premiera piesei la Teatrul Odeon în regia lui Dinu Cernescu. Căutând idei de spectacol cu Dorina Lazar, am ajuns la istoria sentimentală a trei generații – Istorie frământată, amestecată cu iubiri neîmplinite, cu pasiuni și constrângeri nemeritate. Am vrut să creăm un spectacol cu parfum de epocă, costume frumoase, decor și muzică, de atmosferă de sfârșit și de început de secol. Având roluri bine scrise și actori pe măsură, am construit un spectacol de teatru cu început, poveste și final, spunea regizorul înainte de premieră. Actrița Dorina Lazar, care la momentul premierei era director la teatrul Odeon, declara Premiera cu trei generații a Luciei Demetrius nu e un moft, nu e un capriciu melancolic, ci începutul unui program, unui demers estetic, profesional, menit să pună la dispoziția tinerilor, actori, regizori, spectatori, o privire avizată a românilor despre români, o privire asupra aceea ce a însemnat subtilitatea autorului de a lăsa să transpară printre rânduri adevărul, arta de a fenta cenzura, să înțelegem de ce erau sălile de spectacol pline ochi, chiar dacă cei din sală stăteau cu mănuși pe mână și cu pledul pe genunchi. Din distribuția spectacolului de la Odeon fac parte actorii Angela Ioan, Crina Mureșan, Paula Niculiță, Rodica Mandache, Ruxandra Maniu, Mugur Arvunescu, Alexandru Papadopol, Silvian Vâlcu, Laurențiu Lazăr, Ioan Batinaș, Ionuț Chivu, Andrei Runcanu, Marian Genia, Dragoș Panait, Marian Lepădatu. Acțiunea piesei se petrece într-un oraș de provincie și se desfășoară pe parcursul a trei generații – în centru fiind poveștile de iubire ale unor tinere aflate sub tutela părinților, și povești de familie care se petrec între epoci. Judecătorul Ioniță și soția lui, Sultana, pierd casa și moșia din cauza nechipzuinței soțului și a împătimirii acestuia pentru jocuri, ajungând în situația de a-și obliga fica, Ruxandra, să se mărite cu Kiril, un moșier bogat care îi putea ajuta să se redreseze financiar. Ruxandra renunță la iubirea ei pentru pianistul Șerban și se căsătorește cu Kiril pentru a-și salva familia.